O nouă aroganță marca Gigi Kiru. Acesta și-a impresionat soția după ce a plătit un pilot pentru a-i arunca acestea de la înălțime un trandafir roșu. Iată imaginile. Cu ocazia sărbătoririi a 20 de ani de căsătorie, consilierul local de la Eforie a dorit să-i facă soției o surpriză specială. Așa că a închiriat un elicopter pentru a-i dărui acestea un trandafir, dar nu oricum, ci de la înălțime. Odată cu trandafirul, pe terasa restaurantului unde se afla cuplul, au ajuns și sute de petale de trandafiri eliberate tot din cabina elicopterului. Gigi Kiru este cunoscut deja pentru gesturile cu care își surprinde soția. Anul trecut, când toată lumea stătea în casă din cauza restricțiilor impuse de starea de alertă, Gigi Kiru a organizat o masă festivă pe digul din Eforie și și-a invitat soția la dans. Gestul romantic l-a costat atunci 2000 de lei.